Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dau seama dacă avem culinaria sau nu. Da, pe lângă culinaria, cred că ar trebui să mai facem o rubrică Gătiți ușor cu Luca, Zaf și Vlad. Și Petrișor. Și Petrișor. Petrișor, gătești de alea model 70-80. La noi, bun, tot 70-80. Aștept, mi-ar plăcea să-l văd pe Petrișor gătind asta. Acum, deci gătiți ușor. Cum să gătești somon la mașina de spălat vase? Pleacă, mă, de aici, numai asta nu făceam. Cumperi o mașină de spălat vase. Clar. Și o instalezi și după aia cumperi somon. Somon file. Cred că merg și medalioane. Da. Este, se poate găti somonul la mașina de spălat vase în două metode. Tu vorbești serios acum. Da, vorbesc foarte serios. Somon gătit la mașina de spălat vase în timp ce spală vase sau somon gătit la mașina de spălat vase în timp ce nu spală vase. B. Aș merge pe varianta B. Nu, ci că nu e nicio problemă. Deci, mai întâi, somonul se asezonează cu mirodenile pe care le vrei tu. Sare, piper, lămâie, feliuțe de lămâie, poate o rămurică de ceva, habar n-am. Okay. Se împachetează strâns în folie de plastic și după aia în folie de aluminiu și se pune la mașina de spălat vase. Se pornește programul de spălat vase pe lung. Cu vase sau fără, cum vrei tu, se face somon blanșat, de fapt. Dacă mașina de spălat vase funcționează pe bază de jeturi de apă fierbinte și aburi. Și practic e ca și cum l-ai gătit la aburi. Da. Am văzut asta pe TikTok, acum este o nebunie. Sunt mulți care încearcă și toți se jură că nu miroase nici somonul a detergent, dacă speli cu vase, și nici vasele nu mirosa somon. Da. Pe dacă ieși în pungă și în staniol... Da. Important e să știi să faci pachetul cum trebuie. Și ideea asta, de fapt, nu e nouă. Ea vine chiar din 1975. Deși acum este mare vogă, ea vine din 1975, m-am documentat. A fost prezentată la The Tonight Show cu Johnny Carson. Ideea era să prezinți acolo un fel de mâncare pe care literalmente oricine, oricât de nepregătit ar fi să facă orice în bucătărie, să-l poată găti fără nicio bătaie de cap. Și atunci au zis, uite, toți americanii au o mașină de spălat în vase. Și aveau americanii somon pe vremea aia? Băi, asta e altă discuție aici. Deci vă dați seama, asta se întâmplă în 1970-75. Când noi eram în zbor cu corabia comunismului către cele mai înalte culmi și ne pregăteam să începem să mâncăm științific și rațional nimic pentru cei care au trăit vremurile respective și își aduc aminte. Și americanii aveau astfel de dileme. Cum gătim noi ceva simplu? Folosim mașina de spălat vase, chestii pe care eu n-am văzut cum arată până prin anii 90 și ceva, 2000. Iar somon, cred că prima dată am mâncat la o nuntă de asta de fițe în viața mea, oricum după Revoluție. Deci ei avem somon. Ce facem? Aveau de la canadian bun. Hai să... Cred că da, că pe vremea nu cred că existau crescătorii. Acum somonul e ca porcul. Găsești peste tot, e ieftin ca porcul, nu ai nicio problemă să crește în crescătorii, ca și altele, și dorada, cred că la fel. Cam tot. Cam toate, cred. Da. Cam tot ce e bun dintre pești, da, mă refer... Pește oceanic, pește de mare, de apă sărată, care este oceanic ieftin, de piscină. Oceanic de piscină. E practic crescut într-o piscină în ocean. Da, mă, e domestic. Da, e domesticit la alea. Și... Zice că mai e o idee. Da. Nu, am zis că sunt două metode. Ale, cu vase, fără vase. Dacă tu, pe care ți-am zis-o prima dată cu vase... Nu, am avut senzația că ai vorbit doar de prima, da. La a doua faci așa, fii atent, Zaf. Fără vase. Ai mașină de spălat vase acasă? Nu ai? Nu. Te duci și îți cumperi o mașină de spălat vase. Eu sunt mașina de spălat vase acasă. Te duci și îți cumperi o mașină de spălat vase. Dar dacă fac eu... Și după ce? Pui dopul la chiuvetă. Ce dau drumul la păchier mai fierbincioare. Nu merge, mă, trebuie să fie 60-70 de grade. Deci, practic, americanii au inventat, ei au inventat, de fapt, slow cooking-ul. Că ăsta este slow cooking. Dacă ții la apă fierbinte împachetată, nu știu ce, timp de 2 ore cât durează un program de la complet, ăsta este, blanșezi, poți să faci și 2 cicluri, că el nu se n-are cum să se strice. Și practic faci slow cooking la mașina de spălat vase. Da. În loc să... Și după aia au venit francezii și au zis aia că nous avons inventé le slow cooking avec nu știu ce și facem sous vide aici. Dar de fapt americanii făcuseră slow cooking la mașina de spălat vase de ceva timp. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.